dați dreptul. Ok, acum ai drepturi. Bun. Bine, păi atunci haideți să începem. Bună seara tuturor. Și îi mulțumim Adriana Istan, care a acceptat să aibă această interacțiune cu noi în cadrul cursului de Ingineria Tehnologiilor de Prelucrare a Limbajului, tot ținut împreună cu cel de introducere în lingvistica computațională de la masteratul nostru. Și am să vă zic câteva lucruri despre Adriana Stan, care ne vorbește de la Cluj. Dânsa este conferențiar la Universitatea Tehnică din Cluj. Șef de lucrări deocamdată. Sper că din august conferențiar. Da, ok, deci aproape conferențiar. Da. Lucrând în grupul de prelucrare a vorbirii din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Profesorul de acolo, cu care de altfel suntem și colaboratori într-un proiect, este domnul Mircea Giurgiu. Domeniul principal de cercetare al Adrianei este sinteza vorbirii, un subiect pe care îl va aborda în interacțiunea din seara asta, cu preocupări de modelare a sistemelor acustice, algoritmi de învățare automată și programare evolutivă în aplicații legate de prelucrarea vorbirii cu precădere a limbii române. Ea face și optimizarea interactivă a intonației, alinierea, hai să zicem pe moldovenește, doar o leacă supervizată, lightly supervised, se numește în engleză. O să ne spună dânsa ce înseamnă această un pic supervizată, a vorbirii cu transcrieri imperfecte, predicția polarității sentimentelor în sisteme de transcriere a vorbirii. În sisteme de text-to-speech, adică de generare de vorbire. A contribuit la crearea mai multor baze de date multimediale și de instrumente utile în interacțiuni vocale, printre care aș aminti aici, uitându-mă pe pagina ei Word, Mare For, un dicționar fonetic machine-readable pentru limba română, Soara, un sistem portabil care e ușor de utilizat pentru sinteza vorbirii, dedicat pacienților care și-au pierdut corzile vocale după operații de laringotomie. Acest sistem le permite acestor pacienți să interacționeze într-o manieră aproape naturală, folosind o voce sintetică pe care și-o pot genera după dorință. Adriana este în același timp membră în proiectul nostru, RETE-ROM, lucrând în proiectul Component Sintero din cadrul RETE-ROM-ului, care se ocupă de crearea tehnologii de vorbire pentru limba română, cu precădere tehnologii de generare vocală. Mulțumesc, Adriana, încă o dată că ai acceptat să fii cu noi și îți dau cuvânt. Mulțumesc și eu foarte mult pentru introducere. Pare mult mai pompos decât ce consider eu că am făcut, dar mulțumesc că ați extras din pagina mea noțiunile esențiale. Pregătisem și eu un slide pe scurt, dar atunci o să sar peste el. Slide-urile, suportul este în engleză, voi vorbi în română. Mă gândisem că poate e necesar și în engleză și atunci le-am făcut așa să fie mai adecvate pentru mai multe cazuri eventual. În principiu, ce spunea domn profesor este total adevărat, cu speranța că într-adevăr din august intru ca și conferențiar în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Mai multe informații, dacă doriți, găsiți pe site-ul meu personal sau puteți să-mi trimiteți când un e-mail la adresa expusă aici, pe care o să o regăsiți în slide-uri și ulterior pe site, dacă doriți. Titlul prezentării ar fi o revizuire a ceea ce înseamnă sinteza de vorbire, pornind de la primele metode, și așa numitele metode bazate pe formanți, o să explic ce înseamnă asta, și ajungând până ziua de azi, când vorbim foarte mult despre aceste metode bazate pe învățare neurală profundă. Adică am înțeles, e termenul care vine din ce în ce mai acceptat în aceasta, sau deep learning în engleză.
Nu o să intru în foarte multe detalii tehnice. Nu. Dacă doriți, evident, putem să îmi puneți întrebări și încerc să le răspund în măsura în care pot să fac asta. În conținut al prezentării vreau să vorbesc un pic întâi, nu știu cât a vorbit ieri Horia despre ce înseamnă vocea și partea de procesare sau prelucrare a vorbirii și a vocii implicit. Și mai apoi în zona aceasta de overview, ce reprezintă sinteza sau sinteza text-vorbire, de fapt, că aici ne axăm nu sinteza vorbirii în alte intrări, folosind alte intrări cu excepția textului, și apoi rând despre sinteza formantică, cea concatenativă, cele două fac parte din grupa mai mare a sistemelor de sinteză bazate pe reguli. Și mai apoi în zona de sisteme de sinteze bazate pe corpus de voce, cele statistic parametrice și bazate pe rețele neurale profunde, o învățare profundă. Acum, în principiu, cam toată lumea știe ce e vorbirea. Nu știu dacă s-a gândit vreodată mai atent sau și-a analizat exact ce organe fonatoare folosește în momentul în care pronunță un cuvânt sau un singur sunet sau cu atât mai mult un muzician ce face atunci când încearcă să susțină o notă o perioadă mai lungă de timp sau o notă foarte înaltă. În principiu, tot ceea ce ne ajută a vorbi se numește tract vocal. Și tractul vocal include tot ce se află deasupra corzilor vocale. Deci în momentul în care noi vrem să pronunțăm un cuvânt sau un sunet, acest lucru se întâmplă prin expirația aerului din plămâni. Acest aer este apoi, sau flux de aer este apoi modulat de corzile vocale care există în zona aceasta gâtul mărului Adam pentru vorbitorii masculini. Și mai apoi fluxul de aer este modulat sau modificat, ca să folosim termeni foarte pompoși, să zic, de cavitatea orală, cavitatea nazală, mișcarea limbii, poziția dinților, a buzelor și tot ce întâlnește acest flux de aer în calea sa până la ieșirea din cap, ca să zic. Deci până la nivelul buzelor sau a nasului, unde se formează în cele din urmă sunetul. Ce e iarăși interesant în această de vorbire sau de sunete pe care le folosim într-o limbă e acea împărțire în vocale și consoane. Din punct de vedere al producerii sunetului, acum, vocalele și consoanele nu sunt neapărat grupate similar cu ceea ce știm din partea de lingvistică, și mai vocalele pentru producerea vorbirii se referă la acele sunete pe care le producem folosind corzile vocale și folosind acea oscilație a corzilor vocale. Dacă o să vă puneți mâna pe gât în zona corzilor vocale și rostiți sau vorbiți orice doriți voi, o să vedeți că acestea vibrează doar în anumite segmente și acestea sunt vocalele. Separat, în limba română sau în fine, în limba română vocale sunt a, i, o, ă, î, iar acestea nu sunt neapărat aceleași cu că ar trebui să știm asta, nu sunt aceleași vocale în toate limbile. Și separat apar consoanele, care pot să fie și consoane vocalice, m și n, de exemplu, care au, o să vedem, o oarecare periodicitate în semnal, dar care nu e dată neapărat de corzile vocale, sau sunete fricative, ș, care se formează la nivelul dinților și a buzelor și nu folosim corzile vocale. Trebuie să avem grijă când spunem acest lucru de faptul că în momentul în care noi vrem să pronunțăm o consoană individuală, ne ajutăm puțin de o anumită vocală. Nu putem să zicem, acesta ar fi sunetul M, trebuie să folosesc un Ă sau un E ca să pot să pronunț consoana respectivă individual. La fel pentru majoritate. Bun. Am introdus aici noțiunea aceasta de spectrogramă, o să revin puțin asupra ei, doar că probabil că ați mai văzut și ați auzit de termenul acesta de spectrogramă. Ceea ce spuneam anterior, referitor la acea periodicitate sau oscilația corzilor vocale, eu nu știu dacă vedeți mouse-ul meu sau nu. Da, se vede foarte clar.
mouse-ul, zic, pointerul de la mouse. Se vede, da. Se vede și mulțumesc. Mouse. Mulțumesc. Apare această periodicitate și în spectrogramă. Spectrograma nu este altceva decât o reprezentare tridimensională în care avem pe axa OX timpul, de obicei exprimat în secunde, pe axa OY frecvența, exprimată în hertz, iar cu nivelurile de culoare, în acest caz de la albastru până la roșu foarte închis, ne spune amplitudinea componentei de frecvențe, de exemplu, nu știu, pentru acest punct, amplitudinea componentei de frecvențe de 2000 de Hz la momentul de timp 0,25 secunde. Scala de culoare sau scara de culoare o să-mi spună amplitudinea, roșu fiind maxim în această imagine. Evident, spectrogramele pot fi afișate în diferite nuanțe sau chiar și doar cu niveluri de gri. Și atunci această periodicitate pe care povesteam anterior se revede sau apare și în spectrogramă. De exemplu, aici aș avea o vocală, la fel și în această zonă, iar pentru acest segment sau această zonă a spectrogramei aș avea un sunet fricativ. Nu te țin minte, ar trebui să fie un S aici. Are componente de frecvență foarte înaltă. Da? Și atunci, în zona spectrală aceasta, mi-apar componente de amplitudine mai mare pentru acest sunet în particular. Nu e o separație clară în spectrogramă a marginilor fonemelor, da? A sunetelor unei limbi, dar în mare aș putea, ca utilizator uman, să încerc să fac o segmentare și să spun de aici până aici am un sunet, nu neapărat care, de aici până aici altul și așa mai departe. Sunt experți care pot să citească spectrograme aproape perfect, eu nu mă declar unul. Acea periodicitate de care spuneam, sau oscilația corzilor vocale, ce apare atunci când vrem să pronunțăm acest tip de sunete, se regăsește și în partea de formă de undă. Adică, în momentul în care eu vreau să înregistrez vorbirea, da, voi folosi un microfon care are o membrană flexibilă și care se va deplasa de obicei în planul orizontal în funcție de fluxul de aer, frontul de aer care ajunge de la nivelul buzelor până la acea membrană și o deplasează pe un element elastic, de obicei un arc. Deplasarea aceea în plan vertical, dar pe orizontală, va da până la urmă niște variații de curent, dacă vorbim de microfoane electronice și nu neapărat acele mai vechi care funcționează direct pe o plăcuță, pe un cilindru de ceară sau orice altă metodă un pic mai veche. Și atunci, ceea ce rostesc eu se traduce în această oscilație la nivel de formă de undă, îi spunem noi, sau evoluția curentului electric în timp. În partea din stânga am o formă de undă pentru o vocală și putem să observăm din nou această periodicitate. Da? Aș putea să aproximez care este periodicitatea semnalului, uitându-mă doar la forma de undă. În schimb, dacă am o consoană, vedeți că am o formă de undă care seamănă foarte mult cu un zgomot. În acest caz, din nou, am o consoană S pe care am extras-o dintr-un semnal înregistrat și am afișat-o în aceste două grafice. Ce ar fi o problemă mare din punct de vedere al vorbirii sau, în fine, în tot ce înseamnă prelucrarea de vorbire-voce, e această foarte mare variabilitate a sunetelor. Noi avem anumite ținte pe care vrem să le atingem în momentul în care știm că trebuie să pronunțăm un anumit sunet, da? Dacă e mai ales în limba noastră maternă, doar că nu îl vom pronunța de fiecare dată la fel. Și în acest exemplu vreau să arăt că pentru același vorbitor, deci eu, o înregistrare de la mine, o mostră audio de la mine, pentru același vorbitor am două vocale E, prima și a doua, rostite la
un interval de o altă literă. Aici cred că era mâu, în mijloc, nu mai țin minte exact. Forma de undă e total diferită, sau na, hai să nu zicem total, dar destul de diferită, chiar pentru același vorbitor, în același cuvânt rostit continuu. Deci nu am înregistrat un E azi și un E peste 3 zile. Variabilitatea aceasta, iarăși, ar trebui să vă dați și voi seama că poate să apară și datorită, nu știu, poate suntem răciți, poate suntem obosiți, vocea noastră nu sună la fel și atunci apare această variabilitate în forma de undă, strict în forma de undă deocamdată. Cu atât mai mult, dacă ne extindem la alți vorbitori, o să vedem că același E afișat de la doi vorbitori care înregistrează în aceeași încăpere, la momente de timp scurte, unul după celălalt sau chiar identice, la fel nu vor avea aceeași formă de undă. Dar aici, dacă vorbim de alți vorbitori, vorbim și de dimensiunea tractului vocal implicit, da? Bărbații au în general un tract vocal mai lung și atunci au o voce mai groasă, iar femeile au un tract vocal mai scurt și o voce un pic mai înaltă, ca să nu vorbim neapărat de frecvențe. Deci frecvențe joase și frecvențe înalte pentru cele două sexe. Bun. Spuneam că în momentul în care registrez, de obicei folosesc un microfon, care este un dispozitiv analog. Adică în mișcarea aceea sau generarea curentului se realizează continuu. Nu există așa numită conversie digitală sau discretizare a semnalului. Doar că în ziua de azi puține lucruri mai sunt în domeniul analog cu adevărat. Și atunci când trecem de la un microfon la un calculator sau orice alt procesor, microprocesor pe care vrem să facem prelucrarea de voce, trebuie să facem această conversie analog digitală sau analog numerică, îi mai spune în limba română. În această conversie am două dimensiuni de discretizare, și anume una dată de acea frecvență de eșantionare. Probabil că unii dintre voi ați fost curioși să vă uitați pe anumite plăci audio sau poate că sunteți interesați de zona aceasta de muzică sau de înregistrări și știți că apare acea măsură numerică de frecvență de eșantionare. Frecvența de eșantionare nu spune altceva decât care este numărul de eșantioane sau de valori pe care le va reține sistemul digital ca urmare a conversiei acestei analog-digitale într-o secundă. Deci o frecvență de eșantionare de 16.000 de Hz înseamnă că într-o secundă de semnal sau aferent unei secunde de semnal se vor reține 16.000 de valori diferite. Aceasta este fixă și de obicei apare în, dacă folosim fișiere stocate pe calculator, ar trebui să apară în proprietățile fișierelor respective. De exemplu, pentru formatul de pe CD sau MP3, avem o frecvență de eșantionare de 44,1 kHz sau 44.100 de Hz. Iarăși, referitor la această frecvență de eșantionare, nu știu, mă gândesc că nu ați auzit neapărat de teorema lui Nyquist și nici nu vreau să intru neapărat să pronunț numele unor teoreticieni în zona aceasta. Shallow Shannon, exact. Frecvența aceasta de eșantionare trebuie să respecte principiul că este cel puțin dublă față de frecvența maximă disponibilă în semnalul de intrare. Acum știu că pare foarte abstract, dar dacă ar fi să ne gândim tot așa, ne uităm pe niște căști audio și vedem că aceste căști audio redau sunet între, de obicei, 20 de Hz și 20 de kHz sau 20.000 de Hz. Na, ca să redea acest domeniu de frecvențe, semnalul pe care îl redau ele, sau să folosească la maxim banda respectivă, semnalul pe care îl redau ele trebuie să fie eșantionat cu cel puțin dublul frecvenței maxime, aceea de 20 de kHz. Asta înseamnă minim 40 de kHz. Și de aici și ideea aceasta de, sau în final, ce spuneam anterior, referitor la
frecvența deșantinare pentru MP3-uri sau CD-uri, care este de 44 de kHz. Acolo sunt și alte condiții legate de formatul de stocare. Dar tot pornind de la căști, acest domeniu de 20 de Hz, 20 de kHz, e în corespondență cu ceea ce auzim noi. Da? Noi avem o plajă de auz sau o plajă de frecvență pe care auzim în acest domeniu. Odată cu vârsta, scade sensibilitatea la frecvențele înalte, da? Și auzim din ce în ce mai jos. Adică nu o să mai auzim până la 18 kHz, de exemplu, ci s-ar putea să ne scadă sensibilitatea auzului până undeva sub 15 kHz. Ca fapt divers, în Marea Britanie, de exemplu, sunt zone în care nu doresc autoritățile să se strângă copiii, nu știu, să se dea cu skate-ul sau să facă alte nebunii în zona respectivă și montează niște boxe ce emit în mod constant un sunet undeva la 17-18 kHz, care pentru mine, ca o persoană trecută de adolescență, nu mă deranjează, pot să stau în zona respectivă absolut liniștită, în schimb pentru adolescenții incredibil de enervant. Și atunci se vor orienta către alte zone unde pot să fac activitățile pe care și le doresc. Bun. Și a doua dimensiune referitoare la această conversie analog-digitală se referă la numărul de intervale de pe axa OY la care voi aproxima valorile reale ale eșantioanelor sau ale semnalului de intrare. Și aceasta este denumită rezoluție de bit, da? De obicei e exprimată în număr de bits per eșantion. Tot ce vedeți aici, bețele acestea gri cu vârf albastru, ar trebui să vă gândiți deja că sunt eșantioane în momentul în care vorbim de semnale digitale sau discretizate. Și atunci, în loc să îmi preia această conversie analog-digitală, valoarea reală, care s-ar putea să fie un număr cu 100 de decimale până la urmă, în momentul în care am înregistrat curentul electric respectiv, se va aproxima la cea mai apropiată valoare aferentă numărului de bits pe care a fost făcută eșantionarea. O valoare standard pentru zona aceasta ar fi de 16 bits per sample, se folosesc de obicei în partea de prelucrare de voce. Nu vreau să intru neapărat în mai multe detalii, dar consider că e important. Am văzut cel puțin la noi, în zona aceasta de la informatică, de la calculatoare, partea de conversie analog-digitală și frecvență de eșantionare nu este neapărat discutată și atunci am vrut să o prezint poate pe scurt. Sper că nu e prea mult. Bun. Cum? Foarte bine ai făcut. Mă bucur atunci. O altă problemă sau, în fine, caracteristică a semnalului vocal este această problemă dată de staționaritate. Și acum, ca să nu fie foarte avansat ideea, exemplul acesta îl dau și studenților mei. Staționaritatea unui semnal se referă la intervalele de timp pe care caracteristicile sale pot fi considerate fixe. Adică nu se schimbă de la în intervalul respectiv, considerat de noi, nu schimbă caracteristicile fundamentale. Și atunci dau exemplu acesta cu steagul României, da? În care, dacă ar fi să analizez steagul ca întreg, din punct de vedere al culorilor, ar trebui să fac o mediere a tuturor componentelor RGB, da, de culoare din steag și să văd ce îmi iese. Acum, din păcate, eu am făcut această mediere și iese un maro destul de urât. Da? Dar eu nu pot să zic, dacă mă uit întreg la steag, nu o să spun că e maro. Asta însemna să mediez toate valorile din steagul României. În schimb, pot să spun că pe prima treime am culoare albastru cu un anumit cod RGB, pe care îl găsiți pe Wikipedia, dacă sunteți curioși. Am apoi pe următoarea treime culoarea galbenă și pe ultima treime culoarea roșie. Și atunci, în mod similar, pentru semnalul vocal, eu nu pot să iau o înregistrare completă în care am spus eu Ana are mere, să aplic orice prelucrare ar vrea eu ulterioară și să spun asta e rezultatul. Ci trebuie să consider că pe
un interval de timp care de obicei pentru vorbire se recomandă fi între 20 și 40 de milisecunde, am următoarele caracteristici spectrale. Pe următorul interval acestea și așa mai departe. Și atunci am această caracteristică de staționaritate, îi spune, a semnalului vocal de 20-40 de milisecunde. Orice prelucrare de voce veți dori să faceți sau veți găsi ca implementare, o să vedeți că are această împărțire la nivel de cadru de analiză, îi spune, sau fereastră de analiză a semnalului. Și de obicei e între 20-40 de milisecunde cu suprapunere de un anumit procent sau complet disjunctă, adică împart semnalul exact în 20 de milisecunde, fără să am acel sliding window sau prag de suprapunere a cadrelor de analiză. Încă o altă problemă legată de semnal, strict de semnalul de vorbire, e această quasi-periodicitate. Quasi înseamnă că nu e perfect, nu? Și atunci, chiar și pentru vocale, la care am spus că am acea periodicitate dată de oscilația corzilor vocale, nu am o periodicitate pură. Și atunci, în acest exemplu, puteți să vedeți tot așa o formă de undă în care nu putem să identificăm sau să suprapunem perfect o perioadă a semnalului sau zona în care, după care, sau care aș presupune că se repetă după un anumit interval de timp. Și atunci, în acest caz, am quasi-periodicitate, deci nu e periodicitate perfectă. Periodicitatea perfectă ar avea, de exemplu, un sinus sau o suprapunere de sinus. Dar pentru vorbire, datorită tuturor turbulențelor ce mi-apar în tractul vocal, nu o să am doar periodicitate perfectă. Și atunci, dacă am toate aceste probleme în forma de undă, așa cum discutam anterior, cel mai bine ar fi să găsesc un domeniu în care aș putea să abstractizez cumva sau să mediez problemele ce apar în domeniul timp. Adică în formă de undă înregistrată sau capturată ca atare. Și atunci pot să fac această analiză spectrală despre care am povestit un pic anterior în zona de spectrogramă. Și atunci, în loc să folosesc domeniul timp, voi face o trecere în domeniul frecvență, folosind de cele mai multe ori transformata Fourier și implicit acel algoritm rapid de calcul al transformatei Fourier, denumit Fast Fourier Transform sau transformat Fourier rapidă. În momentul în care fac această analiză spectrală, voi obține o serie de coeficienți complexi până la urmă, dar din care pot să extrag amplitudinea fiecarei componente de frecvență pe care o regăsesc în semnalul de intrare. Nu o să intru iarăși în detaliile acestea, cred că e important mai degrabă să auziți de aceste noțiuni și dacă sunteți curioși să mă întrebați la final, ori să citiți în bibliografie sau internetul e mare. Și atunci, prin intermediul acestei analize spectrale, aș putea să fac o primă mediere sau abstractizare parțială a informației sau a variabilității din forma de undă a semnalului. Și atunci, în partea din stânga am forma de undă și în dreapta am analiza spectrală sau spectrul acestui cadru de analiză de, în acest caz, văd că sunt 60 de milisecunde. Pe axa OX am frecvențele, da? Între 0 și frecvența maximă pe 2, iar pe axa Y am amplitudinea componentelor de frecvență. Iarăși nu aș vrea să intru neapărat în foarte multe detalii, că mai am de povestit și despre sinteze. Și atunci revenim la ideea aceasta de spectrogramă, da? Am spus ce înseamnă. Ce ați văzut anterior aici, da? E transpus până la urmă pe axa a treia într-o spectrogramă. E ca și cum spectrograma e o hartă, să zic tot așa, harta României, dacă am început cu steagul, și culorile sunt altitudinea, nu? Avem albastru la nivelul mării și maron chis spre alb către altitudinile mari. Și ce
vedeți în această imagine ar fi ce aveam la, cred că și la bacalaureat, și la capacitate, acel profil de relief. Deci tai un segment din spectrogramă, în acest caz direct pe axa OY, și mă uit cum variază relieful, dacă am făcut analogia cu harta. Cam asta am văzut că uneori e un pic mai greu de înțeles ce e spectrograma, dar sper că analogia tot așa cu harta să vă ajute cât de cât. Ce nu am spus și îmi pare rău, dar sper că e de la sine înțeles. În orice moment aveți întrebări, puteți liniștiți să mă întrerupeți și să puneți întrebările respective sau vi le notați și mă întrebați la final. Bun. Pornind de la tot ce am povestit anterior referitor la semnal în sine, deci ceea ce achiziționez în momentul în care registrez un vorbitor, trebuie să încerc să găsesc un model, da? O metodă matematică prin care pot să aproximez complexitatea fenomenului de vorbire folosind un model cât mai simplu, până la urmă, pe care l-aș putea implementa într-un algoritm sau matematic să-l rezolv cât mai bine. Atunci, cel mai des în partea de modelare de vorbire se întâlnește așa numitul model sursă-filtru, îi spune, și pe baza acestuia se folosesc în continuare o grămadă de metode de analiză și preprocesare și postprocesare de semnal vocal. Iar acest model sursă-filtru îmi spune următorul lucru. Eu aș putea să generez orice sunet pe care îl pronunț într-o anumită limbă, dacă fac această separație între vocale și consoane sau segmente sonore și nesonore, cam asta ar fi denumirea oficială în română, dar pentru simplitate folosesc noțiunea vocală, în care pentru vocale am nevoie să generez o frecvență de oscilație a corzilor vocale, această perioadă a frecvenței fundamentale, adică frecvența fundamentală e perioada de oscilație a corzilor vocale, iar pentru consoane am nevoie să generez un zgomot aleator. Cam asta ar fi ideea. Evident, trebuie să știu exact ce frecvență fundamentală sau perioadă fundamentală trebuie să generez pentru fiecare vocală în parte și la fel pentru fiecare consoană. Acum zgomotul e zgomot și aleator, nu pot să controlez neapărat, dar pot să controlez nivelul de aleatorizare. Iar mai apoi introduc într-un switch, da? În funcție de ce am nevoie, o să fac selecția, fie un tren de impulsuri, fie un zgomot, și pe baza acestuia, rezultatul pe care l-am la intrare, folosesc un filtru digital, în cadrul căruia, cu eficiența acestui filtru digital, i-am estimat în funcție de vocala pe care vreau să o pronunț. Cred că la vocale e cel mai simplu. Dacă vreau un E, o să am un anumit set de coeficienți pentru filtru. Dacă vreau un A, o să am... Ah. Nu se mai aude. S-a întâmplat ceva cu microfonul? Sper că nu. Eu aud bine. Ok, ok. Acum... Eu am auzit bine. Ai auzit bine, bine. Ok, okay. Și înseamnă că la mine era problema. Scuzați-mă. Mulțumesc. Nu, și eu am avut o problemă de conectare la început și mă gândeam că s-ar putea să fie și de la mine, dar nu e nicio problemă. Mulțumesc. Bun. Și atunci, acest filtru digital îmi aproximează caracteristicile tractului vocal, deci tot ce am deasupra corzilor vocale, iar zona aceasta îmi aproximează sursa, adică fie oscilația corzilor vocale, fie doar fluxul de aer expirat din plămâni. De aici și denumirea de model sursă-filtru. E cel mai simplu model, evident că nu funcționează perfect, dar e în continuare destul de mult folosit. Și atunci, pe baza acestui model sursă-filtru, există mai multe metode de modelare sau de extragere a caracteristicilor tractului vocal și ale sursei, folosind procesări sau, în fine, formule matematice până la urmă. Doar introduc noțiunile de CEPSTRU. Dacă vreți să faceți prelucrare de voce, sigur o să auziți de coeficienți mele CEPSTRALI. Zona aceasta de predicție liniară, acum îi spune Linear Predictive Coding, pentru că acolo s-a folosit prima dată,
în zona de codare a semnalului, deci cum să fac un semnal vocal să aibă dimensiuni cât mai mici sau să ocupe mai puțin spațiu pe calculator. Și zona aceasta de frecvențe MEL sau scala MEL, acestea se referă la faptul că urechea noastră nu are sensibilitate egală pentru toate sunetele. Iarăși ar trebui cumva să fie clar faptul că noi avem o sensibilitate mai mare pentru domeniul de frecvență în care se află vocea. Adică noi trebuie să ne auzim între noi, să putem să comunicăm cât mai eficient și atunci urechile noastre sunt mult mai sensibile sau fine la zona aceasta de frecvențe, care în principiu este undeva între 0 și 10 kHz maxim, spre deosebire de instrumentele muzicale care poate să aibă o plajă mult mai amplă. Ca fapt divers, tot așa, pe telefonia analogică se transmitea, deci asta înseamnă telefoanele pe care le ridicai și erau prinse în perete tot timpul, nu pentru că nu mai aveau baterie, ci că așa funcționa. La telefonia clasică se folosea o bandă de între 300 de Hz și 3400 de Hz. Deci asta înseamnă o bandă destul de îngustă, de 3 kHz până la urmă, 3,1. Și atunci, de multe ori, mesajul îl înțelegeai când vorbeai, deci nu era nicio problemă, puteam să înțeleg ce zice interlocutorul meu. În schimb, dacă în aceeași casă locuia și mama și mătușa sau mama și fiica sau tată și fiu, de multe ori era greu să identifici vorbitorul. Și eu am pățit de multe ori să mă întrebe lumea dacă sunt mama mea sau eu. Și atunci, mesajul în sine din vorbire se află în banda respectivă, în schimb, identitatea vorbitorului sau finețea, zona aceasta de diferențe minore între diferiți vorbitori, se află într-o bandă mai amplă, în principiu undeva până la 8-10 kHz. De aceea o să întâlniți destul de mult analiza aceasta făcută la semnale eșantionate la 16 kHz, ceea ce înseamnă că poate să stocheze un spectru maxim de 8 kHz. Bun. Și atunci să trecem la partea pentru care am venit azi, zona aceasta de sinteză text-vorbire. Asta ar fi traducerea oficială pentru limba română. Bun. Ce presupune sinteza aceasta în mare? Acum, fiecare componentă de aici poate fi extinsă într-un curs de sine stătător, nu o să intru tot așa în prea multe detalii. Pentru că am sinteză din text sau sinteză text-vorbire, evident că ar trebui să am un pas de procesare sau prelucrare de text. Adică să-mi iau un text scris de utilizator și să îl aduc într-o formă pe care mai apoi să o pot interpreta de către un model acustic. Modelul acustic înseamnă că îmi preia de cele mai multe ori fonemele, secvența de foneme cu anumite informații suplimentare aduse fonemelor respective și o duce într-un semnal digital, adică generează efectiv forma de undă digitală. În momentul în care ascult la căști, evident, e forma de undă analogică, dar sistemul meu de sinteză text-vorbire trebuie să o ducă în formă digitală. Și atunci există o separare relativ clară în toate sistemele de sinteză între partea de prelucrare sau procesare de text și partea de modelare acustică. Bun. Acum, cred că deja v-ați prins că există o grămadă de probleme în prelucrarea de voce, la modul general, doar că în partea de generare de voce din text apar o serie de alte probleme. Dintre acestea ar fi poate cea mai importantă faptul că limba scrisă, deci modul în care ne reprezentăm noi în scris folosind litere sau simboluri, depinde de limbă, nu reproduce întru totul modul în care noi pronunțăm la modul cel mai simplu acel cuvânt și cu atât mai mult intonația, prozodia, modul în care atribuim anumite accente unor cuvinte din frază, poate mai facem pauze, poate, nu știu, ne bucurăm foarte tare și vorbim mult mai repede sau mult mai lent.
Și atunci, din acest punct de vedere, faptul că intrarea în sistemul meu de sinteză e un text scris, și spuneam că, cel puțin pentru limba română, e relativ simplă traducerea aceasta din ceea ce am scris în modul în care se pronunță, nu că așa spunem noi că citim sau scriem cum citim. În schimb, în engleză știți bine că nu se mai respectă acest principiu aproape deloc. Adică există o variabilitate mult mai mare în zona aceasta de transcriere fonetică sau de reguli de grapheme to phoneme conversion, de conversie din grafem în fonem. O altă problemă este, de fapt, e urechea noastră, care e extrem de sensibilă la orice probleme apar în vocea generată. Ne dăm seama aproape instant, depinde de fapt de câteva alte condiții, că un semnal nu este pronunțat efectiv de un om, ci este generat de o mașină, de un calculator. Mai avem probleme de care am spus deja, și anume variabilitatea vorbitorilor și a vorbirii. Adică eu, dacă ar fi să țin această prezentare încă o dată, sigur nu ar fi nici 1% identică, nu ca și conținut lingvistic, deci nu informația pe care o transmit, ci modul în care am prezentat informația respectivă. Mai am aceste probleme de coarticulare. Astea se referă la faptul că în momentul în care eu mi-am stabilit ce sunete vreau să pronunț, nu mișc instant organele fonatoare dintr-o poziție stabilită pentru o fonemă, de exemplu pentru A, într-o poziție stabilită pentru T. Și atunci am această tranziție, am zona aceasta de coarticulare, adică tranziția de la fonemul A către fonemul T. Și asta mă încurcă. Am văzut și în spectrogramă, nu pot să fac o delimitare clară a acestor a fonemelor, cel puțin. O altă problemă ar fi referitoare la faptul că nu am un set de factori ușor măsurabil care să-mi spună ce înseamnă vocea mea. Cum pot să descriu că, uite, asta e vocea Adrianei? Sau că alta e vocea domnului profesor sau fiecăruia dintre voi? Și nu există un set de factori măsurabil care să-mi spună asta. Și mai mult decât atât, nu există o măsură obiectivă, adică calculabilă, cu formulă exactă, care să-mi spună, în momentul în care am generat vorbirea, aceasta este de calitate. Se folosesc tot felul de artificii, dar până la urmă toate sistemele de sinteză sunt evaluate subiectiv de către ascultători în așa numitele listening tests. Deci trebuie să-mi aduc niște oameni care să-mi spună, da, această propoziție sună bine. Revenind apoi la zona aceasta de module ale sistemelor de sinteză text-vorbire, în partea de procesare, prelucrare de text, apar câteva categorii mai mari care sunt sau nu utilizate în continuare în sistemele, cel puțin bazate pe deep learning, dar din câte am văzut există o tendință de a reveni la toate aceste etape de prelucrare de text. Normalizarea e absolut necesară. Asta înseamnă că orice simbol non-alfabetic sau alfabetic, dacă nu se citește așa cum e scris în textul de intrare, trebuie extins. Cum ar fi acest 1, 2, 3 întâlnit în text, trebuie să îl transcriu în 123, astfel încât să trimit sistemului de sinteză exact secvența de caractere ce trebuie citită de către sistem. Sau, acum asta e un exemplu simplu, aș putea să am și ambiguități, nu știu, abrevieri, simboluri sau și o adresă de e-mail poate fi destul de complicat de citit. Trebuie să o identific că e o adresă de e-mail, să o împart în secvențe și să o extind către partea de modelare acustică. Tokenization sau împărțirea la nivel de token, nu știu dacă este un termen mai bun în limba română, înseamnă să îmi extrag cuvintele pe rând dintr-o secvență de intrare și mai amplu ar fi să pot să împart această secvență de text de intrare la nivel de propoziție preferabil, scuze, nu propoziție, frază,
Doar că, iarăși, dacă textul e scris frumos sau dacă folosim o limbă în care avem separator de cuvânt, care e spațiu de obicei, e relativ simplu. În schimb, pentru limbile japoneză, chineză, acolo nu se face această separare a cuvintelor prin spații și trebuie să fac această împărțire ulterioară să pot să știu cum să citesc toate simbolurile. Am zona de transcriere fonetică, despre care povesteam anterior. Trebuie să transcriu exact secvența de caractere în sunetele aferente. Altfel, sistemul nu o să știe cum să pronunțe textul respectiv. Mai am partea aceasta de atribuire de accent lexical. Da? În română avem exemplu cu haină și haină. Eu doar trebuie să știu din context că acolo e vorba despre o femeie haină și nu despre haina mea care e pe cuier, astfel încât sistemul să pronunțe corect textul. Mai am și partea de atribuire de parte de vorbire, asta cred că știți, POS tagging, și eventual partea de silabificare. Depinde de sistem dacă e necesar sau nu să fac acest ultim trei pași. Partea de normalizare, tokenizare și transcriere fonetică se întâlnește în toate sistemele de sinteză. Ultimii trei, partea de POS tagging e reintrodusă mai de curând în zona de sisteme cu deep learning și partea de accent lexical și silabificare deocamdată nu, dar m-aș aștepta ca în perioada următoare să revină. Bun, și atunci spuneam că există două mari categorii de sisteme de sinteză, cele bazate pe reguli, rule-based, și cele bazate pe corpus. Rule-based înseamnă că cineva a stat la o masă cu un pix în mână și a constatat că pentru fonemele din limba engleză, eu pot să scriu exact niște valori pentru frecvența fundamentală și frecvențele formanților, în cazul acesta de sinteză formantică, formanții sunt frecvențele de oscilație ale tractului vocal. Așa cum poate știți, există acel mit, sau poate că e adevărat, încă n-am văzut live, că o soprană poate să spargă un pahar. Asta înseamnă că paharul intră în rezonanță sau în oscilație cu frecvența pe care o emită soprana. În mod similar și noi, dacă avem o oscilație la nivel de corzi vocale, tractul vocal, cavitatea orală și nazală, o să aibă niște frecvențe de rezonanță. Da? O să rezoneze în funcție de ce se pronunță și de poziția tractului vocal. Și asta se consideră frecvența fundamentală plus valorile a primilor trei formanți, deci primele trei frecvențe de rezonanță a tractului vocal, se consideră ca fiind suficiente pentru descrierea unui sunet. Și de aici și zona aceasta de sinteză formantică încă este folosită de foneticieni destul de mult, pentru că e foarte ușor să modifice valoarea unui formant și să vadă cum se modifică sunetul respectiv. Deci e bazată pe reguli, cineva a stat și a extras regulile și se poate face sinteză, evident calitatea nu e cea mai bună. Tot ca sinteză bazată pe reguli, avem și zona de sinteză articulatorie, sper să nu greșesc termenul în română. Aici deja se complică lucrurile în sensul că vreau să estimez nu doar patru valori din tot ce înseamnă voce, ci tot ce înseamnă tract vocal. Tot ce înseamnă organ fonator, care este poziția sa, cum se mișcă, ce se întâmplă exact în momentul în care pronunț un sunet. Și asta se încearcă să determine niște reguli, cum ar putea să folosească mult mai multe, un set mult mai amplu de caracteristici ale vorbirii, astfel încât să poată face sinteza articulatorie. Mai nou, evident, sinteza articulatorie este bazată și pe corpus, dar inițial era strict bazată pe niște reguli. Și aici vedeți că încearcă să aproximeze toate componentele tractului vocal. Da? Avem frecvența de oscilație a corzilor vocale, nu știu, care este deschiderea gurii, a nărilor, în fine, toată zona, tot ce înseamnă tract vocal și organe fonatoare.
Bun. Și apoi trecem la zona mai interesantă pe care o folosim. Sigur o folosiți și voi, chiar dacă nu știți, ascultați sinteză. Dar partea aceasta de sinteză bazată pe corpus înseamnă că nu mai stă un om să extragă acele reguli de mână sau să presupună că sau să facă o mediere a tuturor citirilor sau parametrilor extrași din semnal vocal de la mai mulți vorbitori, ci folosesc un corpus audio, adică un set de înregistrări de dimensiune preferabil cât mai mare, înregistrate tot așa, preferabil într-un studio extrem de bun. Și dacă vreau un singur vorbitor, așa cum este, nu știu, Siri, Google sau Alexa, să fie un singur vorbitor înregistrat. Și atunci, o primă metodă și cea mai de bază e această sinteză concatenativă, care nu face altceva decât să ia bucăți din semnalul preînregistrat, deci nu face prelucrări foarte mari. Are înregistrarea, nu știu, 20 de ore de la Siri. Deci doamna respectivă a stat în studio și apoi face niște etichetări și spune, uite, de aici până aici am un A, de aici până aici am un M. Deci e o muncă extrem de laborioasă de adnotare a corpusului de voce. Iar mai apoi, în procesul de generare, găsește, conform specificațiilor derivate din prelucrarea de text, segmentele audio ce corespund secvenței fonetice de intrare și le concatenează, asta înseamnă, le pune una lângă alta. Acum, evident că există niște măsuri cum se face concatenarea, dar poate cel mai simplu exemplu de sinteză concatenativă e cel de la roboții, nu știu, de la firmele acestea, Orange, Vodafone, de la bancă, poate că la Orange și Vodafone e mai simplu, când vă citește numărul de telefon sau vă spune numărul tău de telefon este, doamna respectivă a stat în studio și a înregistrat fiecare cifră în parte. Și mai apoi, când vine din baza de date numărul vostru, zice 0, 7, 4, cât o fi, și pune unul după altul, una după alta, înregistrările cifrelor respective. Evident că nu e, calitatea nu e cea mai bună pentru acel sistem de sinteză concatenativ foarte de bază. În schimb, există așa numitul unit selection, în care concatenarea nu se face doar la nivel de fonemă sau difonemă, de exemplu, ci poate să meargă cu segmente de voce de lungimi variabile. De unde și ideea aceasta de unit selection. Și atunci, până acum, cred că deja nu sunt mai mult de 5 ani și în continuare, majoritatea sistemelor comerciale, deci ceea ce există ca sistem de sinteză comercial, folosesc sinteză concatenativă bazată pe unit selection sau pe unități de lungime variabilă. Iarăși, nu știu dacă în taxiuri, la noi, cel puțin în Cluj, majoritatea sistemelor acestea care anunță comenzile folosesc un sistem de sinteză de la Ivona, era compania din Polonia, care acum a fost cumpărat de Amazon și care folosește această sinteză concatenativă. Se pot detecta acele artefacte din voce unde se face concatenarea dintre diferitele unități. Atunci unitățile respective poate să... Pardon. O întrebare. Eu țin minte acum vreo mai bine de un deceniu, cred, făceam un proiect cu studenții și am făcut un sistem de generare vocală plecând de la text și în care concatenarea se făcea la jumătatea fonemului, adică luam ama, luam, știu eu, jumătate din A, după aia secvența care trecea între A-ul în M, și după aia de la jumătatea lui M până înapoi următorul an, așa și așa mai departe. Deci, pentru că ni s-a părut că în felul ăsta lipirea acestor segmente se face mult mai fin și bornele alea de separare nu sunt așa de sesizabile pentru auz. E vreo un adevăr în treaba asta? Da, există. Printre primele sisteme concatenative sunt acele sisteme bazate pe difoneme, îi spune,
Și într-adevăr, se mergea de la jumătatea primului fonem cu înregistrarea până la jumătatea celui de-al doilea fonem. Da, și făceam toate combinațiile posibile de foneme în limba română, le înregistram, studenții le-au înregistrat și după aia în sistemul reușea să le pună împreună. Da. Partea aceasta cu difoneme era din cauza problemelor acele de coarticulație, care erau mult mai greu de modelat și fentat, și ca să poți să ai o tranziție netedă între cele două foneme, se făcea astfel segmentarea. Și există în continuare, dacă vor studenții noastre, există acel sistem festival, îi spune, care folosește, sau se poate folosi în continuare zona aceasta de concatenare pe bază de difoneme și la care te poți înregistra tu cu un set de propoziții ce trebuie să conțină într-adevăr toate perechile de difoneme din limba respectivă și apoi se face concatenare simplă pe baza difonemelor. Așa e. Bun. Deci asta spuneam cu sinteza concatenativă. E, în continuare, în multe sisteme comerciale se folosește pentru că funcționează. Problemele foarte mari ale ei sunt faptul că dacă eu vreau să schimb vocea dintr-un sistem concatenativ, trebuie din nou să pun un om să stea 10 ore în studio, să înregistreze la o calitate foarte bună și altcineva pe urmă să vină și să eticheteze, dar foarte, foarte exact marginile acestea de la unități. Dar funcționează. Deci, dacă aveți nevoie de un sistem simplu care doar citește un număr de telefon, vă înregistrați pe voi și selectați acele segmente, le concatenați și gata. Și atunci, din cauza faptului că nu e suficient de flexibilă această sinteză concatenativă, a apărut noțiunea de sinteză bazată pe modele Markov. Modele Markov, aveam aici o imagine, dar nu era neapărat sugestivă pentru sistemul în sine, sunt modele generative. Adică ele astea știu să facă, să emită o serie de, sau în fine, pe baza observațiilor, să emită o anumită valoare, o medie și o deviație standard pentru un set de parametri. Atunci, în cadrul acestui sistem bazat pe modele Markov, modelele Markov modelau foneme în context, adică nu doar, sau în fine, hai să luăm poate mai simplu. Aveam pentru fiecare fonem câte un model Markov, de obicei cu 5 stări. Și aceste 5 stări trebuiau să modeleze tranzițiile din partea inițială a fonemului către partea mediană, partea centrală, partea mai spre coadă și ultima parte a fonemului. Și astea modelau modelele Markov, tranzițiile acestea din interiorul unui fonem. Dacă mediez acum toți parametrii sau modul în care arată un fonem, de exemplu fonemul A al meu, din tot ceea ce am vorbit vreodată sau în fine o înregistrare de câteva minute sau ore, o să văd că, și spuneam anterior, A-ul nu e la fel și atunci nu e normal să mediez toți parametrii respectivi folosind o singură grupare sau un singur criteriu de grupare a parametrilor. Și atunci se făcea această grupare contextuală. Adică mă uitam, făceam câte un model Markov pentru un A, care la stânga avea un M și la încă o poziție spre stânga avea un, nu știu, E și la dreapta, deci un context de 5 foneme până la urmă și pe baza acestor 5 foneme se făcea estimarea modelelor Markov. Mai apoi, la generare, încercam să găsesc, știind care sunt mediile și deviațiile standard pentru toate modelele Markov din secvența pe care trebuie să o generez, încercam să găsesc o cale optimă de concatenare până la urmă a acestor modele individuale. Deci erau câte un modelaj din ăsta cu 5 stări, nu 3, există și sisteme cu 5 stări, sau poate v-a povestit de fapt ieri Horia despre sistemele de recunoaștere bazate pe modele Markov. Da, da. Ok. Și atunci cu 5 stări se modela câte un fonem sau un queen fonem, îi spune în engleză, deci un 5 fonem. În fine, parametri. Acum depinde ce parametri vreau să
folosesc cel mai des sau în fine cel mai mult s-au folosit parametrii derivați dintr-un vocoder denumit straight, care tot așa estima parte de model sursă-filtru, sursa și filtru de care are nevoie. Da, astea sunt deja detalii tehnice, pot să răspund eventual la întrebări ulterior. Sinteza bazată pe modele Markov a avut o viață lungă în laborator. Nu, eu nu știu de niciun sistem comercial care să folosească sisteme bazate pe modele Markov. În schimb, a permis o deschidere destul de mare a domeniului de cercetare în zona aceasta de adaptare la un nou vorbitor. Adică aveam un set de modele Markov antrenate pe 100 de vorbitori, deci mediam toate caracteristicile lor la nivel de queen fonem și veneam cu un vorbitor nou către care vroiam să adaptez modelele respective. Și zona aceasta de adaptare la vorbitor a modelului, strict a parametrilor, a apărut odată cu sinteza bazată pe modele Markov. Doar că problemele foarte mari au apărut din cauza medierii parametrilor respectivi și vocea era destul de buzzy, așa se spunea că e buzzy, are un fenomen de buzziness în voce, pare un pic metalică. O să vă trimit eventual la sfârșit două linkuri către sistemele pe care le avem noi implementate și să ascultați acolo un sistem bazat pe modele Markov. Și ajungem în ziua de azi, unde începând din 2006, când Nenia Hinton s-a hotărât că poate să rezolve foarte bine partea aceasta de antrenare a rețelelor multistrat, neuronale multistrat, tot ce înseamnă prelucrare de voce a trecut în zona aceasta de neural. Cu excepția, evident, a algoritmilor determiniști de codare. Deci și acolo începe să mute un pic către zona de neural. Dar sinteza de voce, recunoașterea, clonarea de voci, că iarăși poți auzi de zona aceasta de deepfakes și, în fine, voice cloning, toate sunt în zona de rețele neurale multistrat. Ca un prim pas către sistemele pe care le auzim azi și ni se pare că, într-adevăr, e foarte greu să-ți dai seama că nu e cineva care chiar vorbește în spate, a fost să se înlocuiască acele modele Markov anterioare, de care povesteam anterior, cu rețele neurale. Adică se face prelucrarea de text, se extrag un set de caracteristici, de parametri din semnalul vocal și în mijloc apare acest model statistic care încearcă să facă legătura între cele două spații, folosind rețele neurale. Primul pas a fost să se folosească rețele neurale feed-forward. Asta nu știu dacă este un termen în română, sper să nu fie o problemă. Da, adică erau complet conectate și cu unidirecționale, fără recurență, fără alte nebunii. Modelul acesta a fost prezentat în 2016, deci există evident un decalaj între când s-a propulsat zona aceasta de deep learning și până când a ajuns și la sinteză. Există așa o oarecare glumă între noi. Până înainte de deep learning, zona de sinteză de voce a furat cu ghilimele de rigoare sau a copiat foarte mult din zona de recunoaștere de voce. Cei din recunoaștere de voce făceau ceva repede și cei din zona de sinteză făceau cam același lucru. După ce s-a trecut la rețele neurale multistrat sau neuronale, nu mai copiem zona de recunoaștere, ci copiem zona de generare de imagini. Destul de multe noțiuni care apar în partea de prelucrare de imagini și generare de imagini se regăsesc acum și în partea de sinteză de voce. Bun. Revin atunci. Deci primul pas către o sinteză complet neurală a fost în 2016 cu acest sistem Merlin. Îl găsiți online dacă vreți să vă jucați cu el. Rezultatele nu sunt extraordinare, dar funcționează și a fost într-adevăr un prim pas către zona aceasta. Evident, s-au enervat cei de la Google, deși aveau și ei un sistem, în paralel cu Merlin, aveau și ei un sistem de sinteză, doar că foloseau resurse extrem, extrem de mari și mai aveau și cei de la Baidu,
Merlin îl recomand pentru că există online și se poate folosi și antrena destul de simplu. Și asta spuneam, s-au enervat cei de la Google Research și au scos în 2018 acest major breakthrough. E sistemul de sinteză denumit Tacotron 2, care... Deci a fost pentru prima dată când un sistem de sinteză în evaluările acelea cu ascultători umani a ajuns foarte aproape de vocea naturală. Și într-adevăr, dacă ascultați acum mostrele de la ei, furnizate de ei, spuneam că e foarte greu să-ți dai seama că nu e doar o înregistrare a unui om, ci chiar e un sistem de sinteză. În practică, evident, nu funcționează chiar așa de bine, sau poate că nu au dat ei toate detaliile, dar a fost, și în continuare, e o referință destul de mare în domeniul acest Tacotron 2, e destul de stabil cu unele modificări, folosește rețele recurente, da? Long short-term memory, nu știu dacă ați, dacă ați avut cursuri în zona aceasta, dar rețele neuronale recurente și mai are câteva straturi convoluționale. Ideea e similară, am un text de intrare, iarăși ceea ce au făcut ei pentru prima dată a fost să folosească, în loc de foneme, să folosească caractere, deci grafeme. Și au folosit caractere la intrare. Iar mai apoi, pe baza unui strat de atenție, se generează, până la urmă, în zona de codare de audio, se generează așa numitele MEL spectrograme. Deci nu se generează direct formă de undă, ci se generează un MEL spectrogramă. Spuneam ce este spectrograma. MEL spectrograma înseamnă că pe axa OY, în zona de frecvență, nu folosesc o scară liniară, ci folosesc acea scală MEL, care îmi aproximează modul în care urechea umană aude sunetele ca fiind de intensitate egală. Iarăși... Tacotron 2 e referința, nu e singurul sistem. O să vă arăt la final o listă câte sisteme există. Au apărut apoi cei de la Baidu cu Deep Voice, da? Care folosesc strict rețele convoluționale. În fine, din arhitectură se vede, o arhitectură destul de complicată, funcționează și aceasta. Au avut, cred că, succes în zona aceea de Asia mai degrabă. Implementări open, ca să spun, pe net nu prea sunt. Dar și ei se laudă cu rezultate destul de bune. Ar mai fi partea aceasta de GANs, Generative Adversarial Networks. Acestea funcționează în sensul, deci sunt niște rețele care pot să genereze informație, dar în timp ce o generează, antrenează și un discriminator care spune dacă ceea ce a generat sistemul încearcă să ghicească dacă e natural, deci e un exemplu din datele de antrenare, sau e generat de sistemul respectiv. Și atunci, antrenându-se așa în contradicție, unul generează, celălalt învață să detecteze ceea ce e fals, se pot antrena sisteme extrem de bune, doar că sunt foarte sensibile aceste GAN-uri la parametrii de antrenare. E destul de mult sunt destul de multe probleme cu partea de optimizare a parametrilor la antrenare, dar dacă ați nimerit setul corect, e perfect. Tot așa, pe bază de input lingvistic și generează MEL spectrograme sau alte formă de parametrizare ale semnalului vocal. Anul trecut, sau în fine, toată zona de sinteză de vorbire aderă zonei de modele generative în partea de deep learning. Deci trebuie cumva să poți să generezi date noi, nu doar să reproduci sau să clasifici sau să faci adnotări de imagini și așa mai departe. Atunci, în zona asta de modele generative, a apărut conceptul de normalizing flows, fluxuri de normalizare, aș traduce eu,
care sunt extrem de interesante din punctul meu de vedere și care permit o inversare sau, în fine, o aproximare foarte bună a distribuției reale sau teoretic reale a datelor pe care antrenez. Există niște proiecții într-un niște spații sau, până la urmă, într-o distribuție extrem de simplă, folosind niște transformări inversabile. Și atunci eu pot, ca orice punct pe care l-am în spațiu original, deci o înregistrare cu un vorbitor, să îi determin care este corespondentul său direct în spațiul latent extrem de simplu, de exemplu o gaussiană sferică, și invers, din spațiul respectiv latent, să pot să generez mai multe variații ale ceea ce introdusesem inițial. Deci, zona de normalizing flows, tot așa, a fost introdusă în zona de generare de imagini. Există un prim articol denumit GLOW, da? De acolo e prima parte. De fapt, a fost primul articol în care s-a dovedit că se pot antrena modele extrem de bune, modele generative extrem de bune, folosind maximum likelihood. Nu știu iarăși cât de mult se intră în zona asta, probabil că tot așa arunc niște idei, cine reține bine, cine nu mă întreabă. Și atunci, în 2020, anul trecut de pandemie, au lansat acest sistem Flowtron, da? Care e lansat de cei de la NVIDIA, iarăși cei de la NVIDIA au o grămadă de inițiative prin care lansează multe coduri open, astfel încât lumea să-și cumpere plăcile lor, presupun eu, și să genereze venit din principala lor acțiune de business. Deci îl puteți încerca și pe acesta, e ok. La fel, NVIDIA a lansat și o implementare foarte bună pentru Tacotron 2. Cei de la Google nu au lansat implementarea oficială, dar sunt multe repozitorii pe GitHub. Și mă apropii încet de sfârșit, că oricum am depășit un pic timpul. Spuneam anterior din această imagine că în partea aceasta de așa numitul end-to-end speech synthesis, deci de la cap la coadă, nu e chiar așa de end-to-end, în sensul că eu am input textul, deci textul de intrare, și generez de foarte, foarte multe ori doar o mail spectrogramă, urmând ca inversarea acestei mail spectrograme în zona de formă de undă să fie făcută prin așa numitul vocoder. Și există vocodere simple, deterministe, cum ar fi Griffin-Lim, sau, evident, aceste vocodere neurale sau neuronale, care funcționează extrem de bine, din nou. Deci, în zona aceasta, tot așa, Google a lansat WaveNet-ul. Probabil că, sau în fine, cei care sunteți cât de curioși de domeniu, ați auzit de el. A fost tot așa un breakthrough în ideea aceasta de dilated convolutions, cum poți să generezi dintr-o rețea care să nu fie extrem de mare, o grămadă de eșantioane. Spuneam inițial că pentru un semnal care e eșantionat la 16 kHz, eu pentru o singură secundă de vorbire trebuie să generez 16.000 de valori. Aceste 16.000 de valori nu pot să fie aleatoare și au un foarte mare grad de redundanță. Și ca să poți să păstrezi naturalețea vocii, înseamnă că pentru un singur eșantion din semnalul de ieșire ar trebui să am o istorie destul de mare a eșantioanelor anterioare, astfel încât vocea să fie naturală. Nu-i suficient să știu ce am generat cu un pas înainte, ci o fereastră din asta de generare extrem de mare. Și asta era ideea introdusă de cei de la WaveNet, de la Google, cu Heiga și cu... prin 2017 a fost un breakthrough. Evident, sunt o grămadă, o listă enormă de vocodere și făceam la un moment dat o indexare cu colega mea și tocmai ascultam o conferință la anul trecut și în timp ce, sau după ce am considerat noi că am terminat lista de vocodere care există, în timpul conferinței cineva tocmai prezenta un nou vocoder și am început amândouă să râdem că păi, nu ne lasă vocoderele în pace. Dar tot așa, din punctul meu de vedere, cele care se pot folosi relativ ușor și funcționează pentru cine e la început e zona aceasta de Wave Glow, tot așa bazat pe fluxuri de normalizare și tot lansat de cei de la
Nvidia în 2018. Există modele preantrenate și pentru Waveglow și pentru WaveNet. Și mai rămâne problema dacă ne-au rezolvat, iarăși, e extrem de interesant, toate companiile mari care nu aveau treabă până atunci cu sinteza sau prea puțin, au intrat pe piață agresiv de vreo 5 ani încoace, în special datorită faptului că se pune foarte mare accent pe zona aceasta de chatbot vocal. Și atunci toți vor să aibă un chatbot vocal și să interacționeze cât mai natural cu utilizatorii până la urmă. Problemele care rămân în continuare pentru zona aceasta de sinteză ar fi ideea aceasta de adaptare ultra rapidă. Voi să înregistrez de la mine acum 5 secunde de vorbire și folosind un sistem neuronal sau de orice alt tip, să puteți aveți o voce sintetică a mea care se semene identic cu mine. De aici ideea de one-shot inference. Aveți un singur exemplu din vocea mea, trebuie să faceți un sistem să vorbească exact ca mine. O altă problemă e aceasta de vorbire spontană. Deocamdată sistemele de sinteză nu pot să reproducă ideea aceasta de spontaneitate în care te mai bâlbui, faci pauze, mai, nu știu, tușești. Se pot face artificial, dar nu știu deocamdată să vorbească spontan. La fel, nu știu să folosească neapărat o prozodie, o intonație adecvată textului de intrare, pentru că n-ar trebui să folosească, nu știu, aceeași prozodie pentru un text legal ca și pentru o poveste pentru copii. Sistemele au la intrare un text și îl citesc ca atare, în funcție și de, evident, și de modul în care vocea sau persoana care a înregistrat are prozodia inerentă. Și o altă problemă care, după mine, cred că încă e departe de noi, acest effective rendering, adică în momentul în care eu interacționez cu un chatbot vocal, până la urmă să înțeleagă cum mă simt și să încerce să empatizeze și să facă mesajul pe care mi-l transmite să fie în concordanță cu emoțiile mele. Ceea ce noi, în vorbirea dintre oameni și nu neapărat din ultimul an pe Zoom și alte platforme, o facem în mod inconștient. Da? Când povestim cu cineva, ne adaptăm modul de a vorbi în funcție de interlocutor. Mai sunt, astea ar fi principalele, cred, probleme și spre care o să se îndrepte domeniul în cele ce urmează. Există o serie de challenges, sau de fapt două, care, pentru că sunt așa de multe sisteme, se face în fiecare an un așa numit challenge de sinteză și un challenge de clonare de voce, în care lumea trimite voluntar o descriere a sistemului și niște mostre generate și se face o evaluare unitară a tuturor sistemelor. Și mai spuneam de acele listening test și faptul că nu există o măsură obiectivă de măsurare a calității vorbirii sintetizate. În momentul în care vreau să măsor calitatea, am aceste trei categorii pe care le folosesc de obicei într-un test de ascultare, într-un listening test, și anume o să întreb utilizatorul dacă vocea generată e naturală, seamănă cu vocea umană, dacă e inteligibilă, va trebui să transcrie ce a scris, ce a vorbit, scuze, sistemul, și cât de mult seamănă cu vorbitorul original. Da, un sample din vocea mea și un sample din vocea sintetizată și omul trebuie să spună cât de similare sunt. Și mai nou s-a introdus în Blizzard Challenge, cred că de acum 2 ani, sau a fost acum 2 ani, acest prosodic adequacy, adică dacă textul corespunde cu ce spuneam anterior, dacă textul corespunde cu prozodia pe care o generează sistemul. Bun, și am terminat, sper că nu v-am ținut prea mult, propusesem o oră, văd că m-am automotivat să vorbesc mai mult. Ca bibliografie, avem o carte care e disponibilă online, am pus și link-uri, am lansat-o. Sunt laboratoarele de la lucrarea de semnal vocal de la noi, de la universitate, împreună cu un profesor Mircea Giurgiu. Sunt în Python, Colab, dacă sunteți curioși, găsiți cartea online pe site-ul editurii noastre. Am scris împreună cu colega mea un capitol din acesta open, referitor la generarea vocii în sistemele
de asistenți virtuali interactivi. Și aici spuneam că am indexat toate cele, toate sistemele de sinteză și toate vocoderele, dacă vă interesează o listă mai lungă de sisteme. Iar ca bibliografie serioasă sau ce bazele sistemelor de sinteză ar fi această carte a lui Paul Taylor. O găsiți, acum am pus linkul oficial, dar o găsiți și în format PDF, o găsiți un draft, de al său. E un pic mai veche, din 2009, dar conține toate noțiunile necesare. Sau site-ul lui Simon King, profesor la Universitatea din Edinburgh, unde încarcă în mod constant resurse și cursurile sale de la universitate. Dacă vreți să vă jucați cu cod, vă recomand cu mare căldură acest site Papers with Code, în care găsiți în zona de audio multe sisteme. Sau GitHub direct și căutați după numele sisteme. Bun. Mulțumesc mult pentru atenție și dacă sunt întrebări. Mulțumim, Adriana. Vă întreb și eu acum dacă aveți întrebări. Aș avea o întrebare. Sigur. Am văzut că în ultima perioadă a fost devenit foarte populare deepfake-urile și mă întreb în ce manieră, sau dacă există cercetare pe antrenarea sincronizată a videoului cu vocea sau dacă într-o manieră sau altă mișcarea facială poate fi folosită pentru o mai bună antrenare a speech-ului. Deci întreb dacă se face sinteză multimodală în partea aceasta sau în partea și, de antrenare să învăț eu sinteza din video și audio. Și mai degrabă dacă într-o manieră sau alta poate fi ajutat la antrenare pentru clasificare mai mult decât pentru sinteză video. Deci de clasificare de deepfake. Da, fake sau de... Da. Pentru partea aceasta de deepfakes și de voce clonată, există cercetare, îi spune anti-spoofing, este și un challenge de anti-spoofing în care se încearcă exact partea aceasta să se determine exact modul în care, de exemplu, sistemele de autentificare biometrice pe bază de vorbire ar putea fi păcălite de voci generate, nu neapărat de sistem de sinteză, că sunt o grămadă de alte metode. În zona de deepfakes, deocamdată, din câte știu eu, deepfakes complet, deci multimodal cu video, se generează separat partea de video și separat partea de voce. Depinde destul de mult. A fost un challenge pe Kaggle, cred că anul trecut sau cu 2 ani, exact cu asta, cu deepfake detection. Și eu ascultând sau uitându-mă la videourile respective, eu nu mi-am dat seama la multe care sunt fake sau nu. Dar da, poți să folosești ca input dacă te interesează zona asta, cred că te ajută. Nu știu în ce măsură, n-am lucrat în partea de clasificare, dar dacă te legi de zona de anti-spoofing pe audio, s-ar putea să te ajute dacă ești curios. Mulțumesc. Mulțumesc. Înțeleg că de la tine ai spus mai devreme că nu există deocamdată o manieră de parametrizare a vorbitorului. Da. Deci, practic, adică nu de parametrizare, ci să extrag niște măsuri clare, nu știu, o frecvență fundamentală care să-mi spună asta e vocea Adrianei. Uh-huh. Nu am niște un set de descriptori de uh-huh. matematic extrași. Pot să fac tot felul de parametrizări. Există zona aceasta de X-vectors mai nou, care îmi extrag vectori teoretic specifici vorbitorului, dar care în mod clar includ și noțiuni nu doar de timbru vocal, ci inclusiv de parte de accent și alte informații care nu m-ar interesa neapărat în momentul în care vreau să zic care e timbrul Adrianei. Eu știu că sistemul de recunoaștere facială folosesc tot felul de măsurători ale distanțelor între ochi, între lungimea nasului și așa mai departe. Deci, probabil că s-ar putea imagina un sistem de sau o metrică a pronunției.
care să copieze. Da, se poate imagina și există într-o oarecare măsură, doar că nu e interpretabil. Adică dacă am un coeficient de 0,3 pe o anumită dimensiune, sau nu știu, dacă vocea mea aș vrea să o transform în vocea Andrei Esca, să am niște butoane din care învârt și pot să ajung în vocea ei. Asta nu există. Deci nu sunt niște... Trebuie neapărat să ai înregistrarea ca să... Da, și să fac un model statistic, probabilistic, care îmi duce vocea mea în vocea ei și nu e întotdeauna determinist. Adică nu știu clar că ajung. Și o altă curiozitate este cât de ușor se poate face antrenarea unui sistem pe o nouă limbă? Sau, atâta timp cât sunt datele audio. Da. Dacă sunt datele înregistrate cu textul aferent, e... cu noile sisteme și noua ideea aceasta de totul e open source pe GitHub, în, nu știu, pentru, chiar și pentru un novice, eu aș spune că într-o lună ar trebui să poată să aibă un sistem antrenat. Mai bine sau mai puțin bine, dar să fie un sistem antrenat. Și asta antrenat înseamnă cam ce cantitate de date textuale și vocale? Pentru un singur vorbitor... Noi cred că am antrenat chiar și cu... Depinde foarte mult de sistem. Unele dintre sistemele de sinteză sunt mai data hungry, deci au nevoie de mai multe date, altele nu chiar așa de multe. Am antrenat chiar și, cred că, doar cu 3 ore de vorbire. Mm-hmm. Da, acum, ce, da, când se dorește să folosească mai puține date de la un singur vorbitor, se poate face și antrenarea cu date de la 100 de vorbitori, și mai apoi adaptarea către unul singur, astfel încât sistemul să învețe întâi cumva o meta-reprezentare a ceea ce înseamnă vorbire, la modul general, și apoi în particular către vorbitorul X. Mm-hmm. Ok. Alte întrebări mai aveți? Bine. Adriana, îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc mult pentru atenție și pentru invitație. Și... Haideți să-i dăm un salut final, Adrianei, dacă vă arătați figurile. Așa cum... Ok. A, uite, și avem și ascultători tineri. Ăștia de-abia încep să facă și ei sinteză. Ok. Bine, Adriana, mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu, o seară plăcută! Numai bine! La revedere! La revedere!